Avem șansa să lucrăm cu 50 de profesori, 50 de administratori, nu mai avem voie să spunem doar profesori, care se specializează în a folosi instrumentele digitale pentru procesul educațional. Am descoperit cum putem să folosim la clasă aceste instrumente într-o primă etapă, după care le-am cerut ajutorul acestor profesioniști să vină să sprijine fiecare județ din România cu informații și cu expertiza lor pentru a putea implementa aceste instrumente. Wow, sunt plăcut impresionat de angajamentul și de seriozitatea colegilor mei, de viitorii specialiști. După prima tură de selecție au rămas foarte mulți, o bună parte din ei s-au și certificat deja. Dacă în decembrie mă gândeam ce ar fi dacă am reușit, acum în februarie mi-am dat seama că am pus bazele comunității de Google Apps Administrators. 20% dintre ei deja obțin certificările din partea Google, ceea ce înseamnă că pot ajuta atât școlile din care vin, cât și alte școli să migreze pe Google Apps. Acest lucru îmi dă mie o perspectivă foarte bună, lucru pentru care am decis să formăm o comunitate online care să permită și altor administratori să intre în program pentru ca la rândul lor să poată ajuta alte școli să implementeze Google Apps for Education. Zilele astea au constituit un pas înainte ceea ce înseamnă implementarea Google Apps în România, mai ales în școlile astea pilot. Lucrurile merg către mai bine, reprezentanții județelor încearcă cât de mult să facă progrese pe ceea ce înseamnă Google Apps și să implementeze din ce în ce mai mult tehnologiile Google. Am parcurs foarte multă informație, de la informație mai ușor accesibilă, gen care sunt serviciile de bază Google Apps, până la funcții avansate de setări pentru consola de management a Google Apps. Am făcut chiar demonstrații utilizând Chromebook-uri. Le-am arătat cum se poate folosi un administrator de Chromebook-uri să controleze atât conținutul de pe acestea în mod proactiv, cât și să culeagă statistici și pe felul în care sunt folosite, dar și cum se poate folosi la catedră să livreze un conținut cât mai adaptat pe nevoile fiecărui elev. Seminarul meu a fost per cel mai interactiv. Am discutat despre produsul celor de la Google, Chromebook-uri, și am văzut care sunt avantajele acestor Chromebook-uri pentru o unitate de învățământ. Am avut o prezentare live, am făcut o clasă virtuală cu ei să vadă cum poți să dai, spre exemplu, un test online foarte rapid, cum se corectează rapid, cum putem trece peste diferite bariere mult mai ușor cu tehnologia. Iar celor din partea IT, cum sunt și eu, le-am încercat să le arăt care sunt principalele avantaje și unde sunt punctele forte ale unor Chromebook-uri. Pe lângă toate astea, am venit și cu platforma noastră care sprijină integrarea produselor Google Apps în școlile din România. EduApps a oferit accesul la resurse pentru ca fiecare administrator să poată învăța asistat sau neasistat cum se face această administrare, care sunt cele mai bune practici, care sunt pașii pe care i-au de îndeplinit, ca toate aceste migrări să se îndeplinească cu succes. Feedback-ul a fost pozitiv, mi-a plăcut, au fost interactivi, i-au adresat întrebări, au văzut, spre exemplu, aplicații care, dacă nouă ca oameni maturi le plac, sigur copilul o să fie foarte mulțumit de ele, cum este aplicația de Human, să vadă partea 3D de biologie. Curând vom avea formați cei 50 de specialiști și vom putea să operaționalizăm ceea ce ne-am propus, și anume să avem un suport tehnic de calitate oferit tuturor școlilor care doresc să implementeze suita de aplicații Google Apps for Education. Ca etapă următoare ne propunem să închegăm această comunitate de administratori și să punem bazele unei platforme online la care se pot alătura și alți doritori, alți cursanți pentru certificarea de Google Apps Administrator.